Salutare așadar și bine v-am regăsit pe șantierul de la Casa Buhnici 2. Suntem împreună cu Robert. Salut! Înainte să începem să vă arătăm ce isprăv mai facem noi aici pe șantier, vreau să vă spun că Robert nu doar că și-a însușit spiritul acestui șantier, ci a dus la nivelul următor. A venit în șantier, a luat lemn vechi și a făcut precadre noi, cum ar veni. Da. Povestește-mi ce ai făcut aici. Păi le-am îndreptat pe două laturi. Ăsta e lemn din acoperiș, știi? Da, e lemn din acoperiș. Din acoperișul vechi am luat lemn și am făcut aceste, cum le zice, precadre. Precadre, da. Le-am îndreptat pe două laturi, latura care se lipește de CLT și latura pe care lipim trioterm. Pentru că astăzi vrem să vă arătăm cum o să montăm ferestrele, dar până să montăm ferestrele trebuie să le punem pe ceva și nu putem să le punem direct exact, pe pereți. Da. Atunci avem acest precadru din lemn, din lemn recuperat, peste care să mai apare ceva. Dar da. Până să ajungem acolo, te-ai luat înainte și ai mai pus niște benzi de genul ăsta. Benzi bituminoase, butilice, pe părțile unde avem șapa okay. de 15 cm și un pic pe soclu. Okay. Deci am izolat baza cumva. Pentru că lemnul aici chiar vine aproape de șapă. Ți era dor de lemn? Păi mi-era dor de lemn. Am participat și la operațiunea de îndreptare. Exact. Da. Încă mai are Abricht. Fabrică, deși face ferestre tâmplărie din PVC, de înaltă calitate de altfel, bune de export, pe care încercăm să le folosim și aici. Dar deocamdată las pe Robert că mai are de lucru și vreau să mă duc la băieții de la Messenburg să văd, să vă arătăm o chestie care arată cam așa. Precadrul lipit când? Ieri? Ieri. Deci la 24 de ore. Da? Deci a rupt precadrul, dar el nu s-a deslipit de aici, adică a rămas... Fără șuruburi, da? Fără șuruburi, da. Doar prinderea în adeziv. Așadar, dacă ați văzut deja imaginea, o să vă întrebați ce nebunii mai facem aici, pentru că, sincer, până n-am auzit de acest trioterm de la Vlad Manoloiu, no. Eu nu l-am mai văzusem. Și ca să mă convingă, mi-a trimis un clip în care cineva chiar dădea cu baros un triotermo ăla lipit așa pe un perete. Un prim client care a făcut niște demonstrații video ca să vadă lumea că chiar rezistă triotermul pe perete. Și acum l-am văzut aici în șantier și face și Radu. Zice, hai să arăt. Și a început să sară așa pe el. Dar noi nu l-am pus pentru că vrem să ne facem trambulină de piscină olimpică aici. Corect. De ce îl punem? Ca să ne scoatem fereastra în plan cu termosistemul. Și cum facem chestia asta? Hai să-mi arăt undeva. Alege un loc unde lucrezi tu. Uite aici, de exemplu. Hai să vedem. Copiem conturul golului și facem un precadru din profilul trioterm împreună cu adezivul, că și adezivul este foarte important și șuruburile aferente. Practic, precadrul acesta preia sarcina de șpalet. Paletul tradițional unde se montează fereastra, adică în golul acela din perete. Deci în mod normal se fac niște șpaleți sau fereastra se pune direct în perete? De obicei fereastra vine undeva aici montată, la nivelul exterior al peretelui. Da. Și acum ducem fereastra pe acest profil trioterm, astfel încât ruperea termică să fie liniară cu vata bazaltică de pe clădire. Poți să mă urc și eu pe el? Da, cum să mă. Deci dacă eu stau aici, 80 și un pic de chile, stau așa pe el, n-ar nimic. Da. Trebuie să ținem cont că e făcut de astăzi. Adezivul se întărește în 24 de ore. Trebuie să-mi zic mai devreme. Dar nu are nicio problemă pentru că are deja prinderea mecanică. Adică are prins și șuruburi. Are prinderea de șuruburi, da. Practic este un polistiren extrudat de înaltă densitate. Expandat și compresat. Și compresat. Da. Și încă o dată. Așadar, de ce facem chestia asta? Pentru că, deși nu cred eu că să o certificăm noi casa, s-ar putea să apropie destul de mult de standardele de casă pasivă. Cred că am putea să o și certificăm. Mai vedem noi cum rămânem cu finanțele până la sfârșit, dacă ne permitem și hârțoage. Dar scopul meu este ca această casă să consume cât mai puțin. Și dacă vreau să pun ferestre bune, ele ar trebui practic să nu sufle pe la colțuri și să nu pierdă căldură pe acolo. Da, și să protejeze partea aceasta a peretelui. Ok. Pentru că dacă eu vin și pun fereastra în interior și mă închid cu vata bazaltică, mi-e rămâne aici o zonă foarte vulnerabilă. Astfel încât eu o să am un punct rece pe interiorul peretelui. Chiar dacă este lemn, se transpune frigul de afară în încăpere. Prin și atunci, acel spațiu dintre ramă și termosistem. Okay. Termosistemul nu poate să aibă decât 20 de mm în zona respectivă, unde se face închiderea. Eu acum, dacă aduc fereastra afară, eu aici am termosistem 200, care o să îmbrac și acest trioterm de 100, atunci
toată zona aceasta care era vulnerabilă înainte și trimitea frigul către interior, acum va fi protejată. Și pare așa o chestie de lux, să zicem așa, că exagerăm, dar am mai văzut soluția asta cu acest tip de polistiren extrudat de înaltă densitate, folosit inclusiv la pragurile de la ușile pasive. Da, avem această soluție de profil triotem pe diferite dimensiuni și forme, că putem folosi și la fereste, și la tine o să folosim și sub fereste, vă pune un profil solbank, va înlocui acel tradițional solbank de plastic care nu are proprietăți termice și putem folosi și la cuisante cu ridicare. Ok, pentru că, încă o dată, scopul nostru cu această casă este să facem o casă cu, o să vă zic acum, dar cred că vă așteptați și voi, o casă fără facturi. Și dacă vrem să nu aibă facturi, trebuie să consume cât mai puțin, nu să producă ea cât mai multă energie. Și ca să consume minimum de energie, da, avem un perete bun, dar dacă adăugăm soluția asta cu acest trioterm, practic, tâmplăria nu o să mai sângereze căldură pe margini. Da. Cât despre asta e vorba? Da. La capitolul sticlă știm ce vrem de la ea, dar rama rămâne cel mai vulnerabil punct al tâmplăriei noastre. Așadar, dacă ați înțeles principiul, ăsta este primul pas, da? Avem structura, scoatem fereastra cât mai spre exteriorul termosistemului. Da, în plan cu termosistemul. Vata bazaltică de 200, ruperea termică o face undeva la 150 mm spre interior. Uh-huh. Și atunci, noi în acea zonă venim cu acest precadru, astfel încât și fereastra să fie tot în același plan cu ruperea termică a vatei bazaltice. Da, cred că băieții de la vată o să-și dea doctoratul pe șantierul ăsta, pentru că aici o să avem trioterm, da. Aici avem CLT, da. Și aici o să avem iară fereastră, să mai pui un... Iar trioterm și după aceea fereastră. Și aici așa o să fie un colț de vată. Da. Cred că dacă ne punem minte, mai punem niște trioterm. Facem tot. Da, puteam folosi niște plăci atunci și îmbrăcam tot colțul. Dar, dacă așa a zis arhitectul că vrem suprafețe vitrate, însă aici pare evident, este o idee bună să rezolvi cât poți de bine acolo unde ai ferestre mai ales foarte mari sau la ușa de la intrare. Dar noi folosim soluția asta peste tot, pentru că, din nou, dacă țintim către casa pasivă, adică să pierdem cât mai puțin, vrem să folosim asta peste tot. Unde ai mai instalat-o? Mai avem un loc interesant? Unde ți-a apucat? Mai avem pe exterior niște ferestre. Hai acolo, aici avem o ușă, așadar, da. Aici deja lucrurile se schimbă un pic. Da. Deci, pentru că acolo nici măcar nu este cota zero. Da. Vom avea încălzire în pardoseală, nu? Ne mai ridicăm încă vreo 15. 150 de mm se mai face încă ridicătura. Da? Asta împreună cu Robert, noi am adus niște profile speciale, tot din gama noastră blau-gelb, niște profile, niște polistiren îmbrăcat cu material lemnos, cu furnir și apoi după aceea placat cu foiță de aluminiu și cu plastic. Ok, de ce? Ca să preia și sarcină. Și să aibă și rol de etanșare. Pentru că, dacă aici o să avem o ușă, mai ales că este către nord, simți, acolo e cald, da. Aici e răcoare. Dar cum o să fie la iarnă? Aici o să stea și un pic de zăpădică? O să de fie am făcut ușa mai repede, că era umbră. Ți-a plăcut aici? Da, da. Zona de nord este foarte atrăgătoare și este, aici a trebuit să sacrificăm principiile solare și să adăugăm o ușă vitrată către nord. De aceea încercăm ce vom pierde prin sticlă să salvăm, să zicem, prin tot tocul ăsta și prin prag, astfel încât acolo unde v-am arătat eu cu o video cu camera cu termoviziune, partea de jos unde tot timpul este roșu iarna când vii de la exterior, știi, da. Ai văzut imaginile alea? Da. Dacă vrei să vezi așadar cât de valoroase sunt chestiile alea, o să te poți convinge încă o dată dacă te mai uiți la filmările noastre din trecut sau o să mai filmăm noi, cred eu, prin decembrie, ianuarie, niște clipuri cu camera cu termoviziune pe aici ca să vedem dacă au funcționat. Dacă face treaba. Dacă face treaba. Și aici, iarăși, o chestie foarte interesantă. Mi se părea destul de rigid tot acest polistiren, dar văd că prea destul de bine diferențele, pentru că aici am CLT, da. Folie, tencuială ca să îndreptăm, pentru că nu este în același plan cu fundația. Da. Cum ai rezolvat aici? Aici un picuț ne-am jucat în polistiren și am putut să decupăm din el, okay. Astfel încât să facem și curbura și, într-adevăr, partea de tencuială am dat-o jos. Am dat în ea cu paclu și nu e rezistență, nu oferă portanță. Okay. Adezivul este foarte important, adică face susținerea, dar, bine, șurubul e neapărat obligatoriu. Și atunci trebuie să îndepărtăm acel strat de tencuială care oricum era fragil. L-am îndepărtat, am lipit direct pe beton, am copiat conturul la sit, n-am să în sus cu el. Deci se poate, pentru că vrem să vă convingem să folosiți astfel de soluții nu doar la case din lemn, din CLT, care vin tăiate așa frumos pe CNC, ci și la cărămidă, orice fel de... BCA, beton. Merge și la cărămidă? Da. Și da, la BCA și la beton? Da.
Asta tot că trebuie să ținem cont de lungimea șuruburilor. Este foarte importantă lungimea șurubului în funcție de materialul de zidărie. Și o chestie, iarăși, ce am discutat-o și cu Robert, dacă te uiți aici la precadru, da? Precadrele le-am adus în interior cu câte 10 mm, astfel încât să-i ajute pe băieți la finisajul interior. Uh-huh. Aici este lemn, nu este așa o mare problemă. Atunci avem nevoie de tencuială interioră, placă, ghid, carton, ne putem juca atunci. Și putem să venim cu precadru 25 mm în interior. Și 25 cu 25, atunci poți să-ți faci finisajul. Bine de știut. Uite, la asta nu m-am gândit. Deci înseamnă experiență? Da. Mare lucru. Aici de ce sunt încă două bucăți? Se fac niște rigidizoare. O să avem și la cele din față, doar că ne-am oprit acolo că bătea soarele. Aceste rigidizări preiau o sarcină mai mare. Adică în această zonă eu am deja 3 prinderi mecanice, 3 șuruburi și în beton aici avem certificat 480 kg forță-rezistență, adică portanța. Adică 480 kg cu 480 kg putem pune aici o ușă de 800 kg, dacă e cazul. Băgăm plumb în ea? Dacă băgăm plumb în ea. O facem în caz de atomic ceva, nu? Da. Mă, la cât beton am băgat în fundație și în consolidări? Ai văzut cum arată consolidarea la Casa Veche? Vei un pic și devine buncăr. Bine, dar dacă așa zice arhitectul că trebuie, nu să punem noi plumb aici. Important e că rezistă. Și chestia asta este fascinant, surprinzător de rezistentă la cât de ușoară este toată povestea asta. Și deși nu sunt eu cel mai mare fan al polistirenului, m-am îndrăgostit de soluția asta. Pentru că este o rupere termică foarte bună. Este un loc în care merită să folosești polistiren, da. Pentru că îl folosești la maximul lui potențial. Și ăsta nu obosește în termosistem la fel ca EPS-ul, corect? Da. El este un EPS. El este un EPS, dar mai dens. Dar este mai dens. Ca să vezi că suntem și noi prieteni cu mediu, acest polistiren, nu există deșeuri. O să pot să arăt unde avem zona de tăiere, ca să vezi deșeurile care le avem până acum, după ce am debitat, cred că vreo 30 și ceva de plăci, de bare. Pentru că el vine în bare, în cutie. În bare, 1200, lungimea lor, se îmbină în coadă de rândunică, aici m-am cam astupat, și toate bucățile se folosesc, se refolosesc. Deci nu prea rămân deșeuri, decât un pic de rumeguș de EPS. Rumeguș mai rămâne, da. Îl amestecăm cu niște adeziv și facem undeva noi, îl folosim. Da, îl băgăm în fundație. Pentru că eu sunt tare bucuros că de pe urma acestui șantier am scos polistirenul acela obosit, să zicem așa, chinuit de pe casă, da. Și am reușit să le evacuăm fără să umplem tot satul de, știi, de fulgi, de nisoare. Da. Deci, așadar, poți folosi și polistirenul într-un mod deștept. Le mai arătăm și o fereastră? Hai să arătăm un potențial de fereastră. Hai. Încă aici avem potențialul de fereastră. Potențialul de fereastră. Dar știi care e treaba aici, nu? Da. Știi ce urmează? Urmează fereastra. Dar știi cum facem fereastra aici? Nu. Care n-a fost cu minte de cu capul aici până când cade pe... Știi că toată bucata asta este decupată pe CNC și dacă îi dăm un brânci pică. E decupată și jos și sus. E fixată, da. Ea a fost apropiată, dar trebuie doar să o deșurubăm și bucata asta se dă jos. Noi am folosit așa ca să obturăm puțin. Dar știi ce e așa de mare? Nu. Aici este camera preferată a lui Ovidiu Țifui. Am înțeles. I-am văzut pompa deja de când a fost... Ai văzut? Da. Deci pe aici, practic, vor trebui să intre toate echipamentele în camera tehnică, fără să ne complicăm prin cămară pe acolo. De aceea o să avem o fereastră mai mare, dar și asta are expunere estică în cazul ăsta. Așadar, aici e un pic mai ușor, pentru că se bat un pic de soare dimineața, dar deja după prânz, într-o zi de iarnă, aici se va strânge frig. Și îți mai spun o chestie. Puțină lume știe că, spre exemplu, la noi la Corbean, că vântul bate de la est iarnă. Și o să vin așa. Mă aștept la ceva faptul că am o astfel de soluție. Ca și idee, noi aici avem două cordoane trase de adeziv, de jur împrejur, astfel încât noi și hidroizolăm, să zic așa, cadrul de zidărie. Nu riscăm să intre aer sau apă după precadru. După care creăm un spațiu ideal de montaj al ferestrelor. Adică băieții care vor monta ferestrele să vor juca când vor monta ferestrele, pentru că ei bagă șurubule direct în acest profil. Nu mai trebuie găurire, nu mai trebuie nimica. Dacă își pregătesc, da. Da. Deci șuruburile de la tâmplărie merg aici, nu intră în peretele de CLT. Exact. Și atunci... Toată prinderea mecanică, tot metalul rămâne în exterior. Nu duce nimic în interior metal. Nimic. Foarte interesant. Singurele riscuri de punte termic ar mai fi șuruburile astea de fixare mecanică. Da. Pe care le îmbrăcăm cu vata bazaltică. 10 cm de vată bazaltică. Deci voi vă dați seama la ce nivel am ajuns. Singura chestie prin care noi mai avem schimb de fric cu exteriorul prin metal, că acolo este partea cea mai sensibilă, au mai rămas câteva șuruburi de genul ăsta, pentru că nici măcar tâmplăriile nu comunică cu peretele și astea le putem izola. Da. 10 cm de vată cred că o să fie bine.
Da. Nu, nu ajunge până acolo. Nu. Și plus aici... că șurubul nu ajunge chiar până pe partea cealaltă. Cu siguranță. Rămâne lemn. Rămâne lemn, așa ar trebui. Da. De aceea e bine să faci dinainte comanda, să știi cam care e grosimea peretelui, da, ce tip de perete suport ai, ce trebuie să mai știu înainte să dau o comandă de astfel de profile. Lățimea tâmplăriei, tipul de zidărie și atât. Lățimea tâmplăriei, tipul de zidărie și suficient? Da. Mă așteptam să-mi dai o listă mai lungă. Nu, este suficient. Noi dacă primim un panou de tâmplărie, primesc tâmplăria pentru toată casa și știu zidăria și lățimea tocului, automat putem face un necesar să punem la dispoziție câte profile avem nevoie, cât adeziv, câte șuruburi. Ok. Am mai avut o discuție dimineața inclusiv cu Robert și cu Adrian, cu managerul nostru de proiect, în legătură cu străpungerile prin partea asta de folie. Da. Și am stabilit împreună că nu este niciun fel de problemă, da, pentru că ea este gândită pentru a rupe, adică a etanșa betonul de perete. Da, noi aici avem două cordoane de adeziv, okay, și șurubule vin în interior. Nu am niciun risc. Adică să sufle. Să sufle. Pentru că știi că eu intenționez să îl pun pe Robert la încercare și să facem un blower door test aici. Da, am auzit. O să umflăm casa. Perfect. Și o să țină? Da, trebuie să țină. Trebuie să țină, n-avem de ales. N-avem de ales. Mai venim cu un scotch dacă nu pun undeva. Așa cum avem acolo pe perete. Din ăsta, da. Da. Ce mai am eu nevoie să știu de la tine este dacă treaba asta lucrează diferit față de vată și dacă ar trebui să știu ceva important referitor la lucrul ăsta. Asta este clar. Adică toate materialele care se înglobează în acea zonă sunt, da, de proprietăți diferite. Că e vata, că e fereastra, că e sistemul de fixare între de etanșare între fereastră și precadru. Deci toate sunt. Ok. Dar acum contează foarte mult și tehnica de montare a ferestrei, okay, că acolo ne putem juca, să zic așa, și să ajutăm să se mențină între ele. Dacă se pune o bandă precomprimată și mai vine câte o folie care să preia din sarcina asta de mișcare, atunci nu ar trebui să fie probleme. Ok. Pentru că eu intenționez ca în interiorul precadului tău să-i dau lui Robert niște bandă comprimată. Perfect. Și să avem etanșeitate și acolo, dar și mai departe, aici când o să vină vata și o să îmbrace și vata aia împreună cu triotermul ar trebui să se împrietenească, da, cumva. Cum facem? Îl lipești cu același adeziv. Același adeziv le lipești împreună? Da. Și nu sunt probleme? Nu crapă, nu nimic? Perfect. Eu cred că am aflat destul. Ar mai fi ceva important de știut? Cât costă? Știu, aud întrebarea de la comentarii, mă uit mai jos și deja văd. Cum vindeți metru de profil de genul? Asta e o întrebare destul de grea. Eu cred că mai bine, eu aș prefera să-l cumpăr la kil. Cred că e mai ieftin la cât de ușor. Da, la kilogram, da. Nu știu să zic așa un preț estimativ. Acum dacă e în calcul și montajul, că și asta manopera este un pic mai costisitoare, că e multă manopera, să zic așa. Dar cred că undeva la 20 ceva de euro pe metru liniar plus TVA se încadrează. În funcție de cine face materialul, doar materialul. Doar materialele, fără montaj. Ok. Dar dacă ești tu îndemânos și ai urmărit clipul nostru și ai băgat la cap, mai ceri câteva sfaturi de la cei de la Messenburg? Da. Nu? Sincer să spun, când am început să vindem acest sistem, acum vreo 6 ani de zile, beneficiarii își fixau precadrele pe casă. Ok. Sau în cel mai fericit caz erau meseriașii care te încuiau și erau prin zona locuinței. Aha. Acum deja au început să apară și specialiști, să zic așa, în ale montatului. Cred că aș putea să devin și eu destul de repede specialist și la cât de bine se plătește pe șantiere, cred că aș trăi bine numai din montaj așa ceva. Da. Bine, așa arată spatele casei, ați văzut cum arată și ferestrele mari, abia așteptăm să vă arăt ferestrele, dar pentru asta trebuie să aflu când mi le livrează chiar Robert. O să vă mai arătăm noi imagini și cum le punem inclusiv pe casa veche, unde casa veche cu siguranță nu e dreaptă. Am mai îndreptat noi o grămadă de chestii, da, dar tu ai zis că o să meargă și acolo. Da, o să vedem avantajele mai bine acolo. Da, că aici e prea ușor. Da, aici e prea ușor. Aici avem și golurile drepte, pe când la o casă renovată deja apare cărămida, se mai sparge una, exact, se mai creapă, trebuie să o fuți afară și o să vezi cum ne putem juca astfel încât să creăm spațiu, da, necesar și frumos pentru montaj. Abia aștept. Și de ce? Eu îmi pun mare speranță că inclusiv cu soluția asta pe casa aia veche o pot face etanșă. Da. Că altfel e o mare problemă la ea, etanșeitatea. Da. Mersi. Robert? Da. A fost o zi interesantă. Da. Te-ai distrat? Da. Deci când țintim noi în montaj? Într-o săptămână. Într-o săptămână. Azi e miercuri, nu? Așa le spui la toți clienții că într-o săptămână? Nu, în trei le spun. În trei? Da.
Bine, noi vorbim deja de mai mult de 3. Vorbim de mai mult de 3, da. Deci tu poți să livrezi, da, în 3 săptămâni? Da. Ok. Nu vine să cred. Și de ce? În experiența mea cu tâmpăria din lemn, cu aluminiu, întotdeauna dura foarte mult. Da, durează mai mult. Și ăsta e un principalul motiv pentru care lucrăm împreună, mai, și mai ales că tu mi-ai spus că faci de foarte multe ori tâmplărie, nu doar că faci mai repede, dar standardul ăsta de eficiență energetică este similar. Păi la... odată din pachetul TOC ramă, CRCV, care am ajuns undeva pe la 1, okay, din sticlă, pe urmă din astfel de montaj, toate împreună trebuie să mă lucreze. Și o să le băgăm aici în golurile astea și o să fie bine. 100% o să fie bine. Doamne, deci de azi într-o săptămână o să avem o fereastră aici? Da. Dacă uite, fii atent, dacă vii cu ele într-o săptămână, te lasă scos tu asta aici. Păi e simplu, are 4 șuruburi. 1, 2, 3, 6. Dar vă scrie așa cu forță. Păi și depinde unde o punem acum. Asta era o masă, nu? Facem o masă, o da. O masă, da. O dăm la tine la abric, o îndreptăm un pic. Exact. Facem o masă. Da. A început să prinzi iar gustul de lemn. Păi a fost pasiunea mea și este. Așadar, împreună cu Robert vom introduce la această casă ferestre din PVC, care se fac mai repede, dar respectă aceleași standarde de eficiență ca toate celelalte și se fac mai repede. Se fac mai repede. Se fac mai repede. Și pot fi cel puțin la fel de bune, dar asta vom testa împreună. Însă, până la momentul livrării, mai avem destule de lucru. Deocamdată ne oprim aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat și dacă ați aflat ceva util, nu uitați să dați cu like, cu share și cu subscribe. Și dacă ai văzut ceva interesant în acest șantier care s-ar putea să-ți fie de folos, de multe ori vei găsi în descriere mai multe informații suplimentare, cum ar fi inclusiv despre profilele de astăzi sau furnizorul nostru de fereste, pe care vi-i recomandăm cu drag inimă, pentru că până acum nu ne-au dezamăgit. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine!